Haideți să ne ridicăm. Hai, vino acum să lauzi. Hai, vino să-i dai lui inima. Hai, așa cum ești să să-i dai lui inima. Hai, așa cum e să-l lauzi. Hai, așa cum ești înaintea sa. Hai, orice o va mărturisi că ești om, ce-i nunchi se vor pleca. Binecuvântați vor fi toți cei ce te vor lăuda. Hai, vino acum să-l lauzi. Hai, vino să-i dai lui suntem invitați în prezența unui Dumnezeu măreț. Suntem invitați să intrăm pe porțile laudei, înaintea tronului celui care merită toată slava și toată cinstea. Astăzi este o dimineață interesantă. Vreau să fie dimineața în care, așa cum vom auzi în întreaga zi, în care să recunoaștem că Dumnezeu este Cel care e în control. Dumnezeu este Cel care controlează atât istoria, cât și toate lucrurile care ne înconjoară. Un singur lucru nu-L poate controla Dumnezeu, voința noastră pe care ne-a lăsat-o liberă. De aceea următoarea cântare spune: pleacă-ți genunchii, Iisus e aici, ridică mâini curate spre cer. Haideți să cântăm împreună și să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu. Pleacă-ți genunchii,
genunchi, Iisus e aici, ridică mâini curate spre cer. Tronul de mărire e în fața ta, slava se coboară din cer. Îndrăznește de intră în locul sfânt, spălat în sângele mielului. Vino cu cântări de mărire, Osana mielului preasfânt. Rege al regilor, Domn al domnilor, Iisus, 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 Iisus. Vino cu povara din viața ta, durerea ce te apasă mereu. Mâna lui Iisus poate vindeca povara și păcatul tău greu. Pacea ce coboară din cerul sfânt, dragostea și roadele ei, înțelepciunea și credința de neclintit, totul poți avea doar să vrei. Regea regilor, Domn al domnilor, Iisus, 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 Iisus. Oare ce vă sună când în mintea dumneavoastră când rostiți acest cuvânt Iisus? Și hai că de multe ori ne-am obișnuit să-L folosim. Doamne Iisuse, fă-mi, Doamne Iisuse, dă-mi. Dimineața asta vreau să fie diferită. Dimineața asta, în dimineața aceasta când spune cuvântul Iisus, vreau să ne dăm seama că stăm înaintea împăratului, înaintea regelui veșniciei, care a fost acolo în creație și care înainte de creație și-a dat viața pentru creație. Hai să mai cântăm o dată. Rege al regilor, Domn al domnilor, Iisus, Iisus, El este cel mai mare. Cu toate că e atât de măreț și de minunat, e aproape de fiecare. Și gata să vină în inima noastră și să înlăture păcatul. Și să fie în control și al inimii noastre dacă îi dăm voința noastră. Vrednic ești Iisus.
să fii înălțat. Mi-ai arătat ce e iertarea și cum să lupt până la sfârșit. Oricât de mare ar fi încercarea, știu că Tu m-ai mântuit. Să cred de plin în orice clipă că e la soare după nor. Tu ești Domnul meu, ești Salvatorul meu. Nimeni și să fie înălțat. Tu ești Domnul meu, ești Domnul meu, ești Salvatorul meu. Nimeni și nimic nu e ca Dumnezeu. Eu te voi lăuda cu toată ființa mea. Vrednic ești Iisus să fii înălțat. Nu știu de unde ați venit. Știu localitățile de unde ați venit. Știu țările din care ați venit. Dar nu știu ce e la voi acasă. Nu știu care sunt zonele alea în care încă Hristos mai are nevoie să aibă full access. Să aibă acces. Dacă în dimineața asta vreți să vă faceți voința roabă și ascultătoare a lui Hristos, haideți să înălțați o rugăciune. Haideți să mergem înaintea Lui în liniște și fiecare în duhul nostru să strige și să ne facem, să ne supunem cugetul înaintea Celui care e în control, înaintea Lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos. Haideți să păstrăm câteva momente de liniște. Doamne, Tu care ești în controlul istoriei, Tu care îi pui și îi schimbi pe împărați, Tu care ai controlat Asiria și Babilonul și Israelul, oare nu era mai simplu să ne faci și pe noi mai ușor de controlat? Dar, Doamne, îți mulțumesc că ai ales să mă faci pe mine un suflet care să mă pot răzvrăti, pentru că altfel n-aș fi cunoscut cum este să te iubesc într-adevăr. Doamne, vreau să-ți supun acele camere din viața mea, acele locuri din viața mea în care n-aș vrea să intri niciodată. Și vreau să-ți supun voința mea, să fac roaba ascultării de Tine. Și în numele Domnului Iisus, te rog să mă iei în stăpânire și în control.
Doamne, noi ca biserică de la Valea Drăganului vrem să ne iei în stăpânirea Ta și în controlul Tău. În numele Domnului Iisus, înlătură orice duh necurat din această sală, din inimile noastre. Și dacă mai există duhuri între noi care nu-s după voia Ta, te rog să le scoți afară, pentru că asupra lor ai putere atâta timp cât noi le lăsăm să iasă. Îți mulțumim așa de mult. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Încercări. Poate vin necazuri. Iisus este Cel care e în controlul lor. De aceea ultima strofă e așa de frumoasă pentru noi, oamenii de rând. Și spune așa: și atunci când încercări vin și simți că te dobor, ai tăi sau vreun prieten, nu-ți vin în ajutor. Nu uita, Iisus e acela care șterge lacrima, chiar și inima zdrobită, mâna Lui va. Doar El. O, doar El îmi e scăparea și pace-n vreme rea. Merg înainte știind că viața mea e ascunsă în mâna Sa. Iisus îmi dă putere, El e departe.
doar El îmi e scăparea și pace în vreme rea. De înainte știind că viața mea e sus în mâna sa, Iisus îmi dă. Pe brațul Domnului, fericit mă simt, pace eu primesc, când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt sigur, sunt ocrotit la pieptul lui. Eu sunt sigur, când mă las pe brațul. Care e partea variabilă din propoziția asta, nu? Nu siguranța mea când mă las pe brațul Domnului. Ce minunat să ne lase Dumnezeu alegerea asta. Tocmai aici ai extraordinară minunăție și măreție a Lui. Slăvit să fie numele Lui.
Ultimul lucru care mi l-am dorit este să mă urc aici sus, dar au venit la mine aseară, câțiva și-au zis, ne întindem gâturile și nu vă vedem. Eu aș fi dus amvonul mai aproape acolo între voi, într-un fel. Oricum l-am pus pe rotile în iris ca să-l putem împinge de o parte și de alta. Călătorim prin Zaharia și după ce am văzut oracolul introductiv, capitolul 1, primele 6 versete, intrăm într-o noapte interesantă a profetului. Cel puțin, asta o susțin mai mulți teologi, că toate cele 8 vedenii le-a primit într-o singură noapte, deci ele se leagă într-un fel și alcătuiesc un întreg, vă spuneam, la privirea de ansamblu. Casa mea va fi zidită, spune Dumnezeu. Casa mea va fi zidită din nou și eu voi veni să locuiesc în Ierusalim. Și dacă vă uitați, sunt cuvintele lui Dumnezeu și El este cel interesat de casa Lui, deși este templul lui Zorobabel, slava Domnului, spuneam, n-a coborât niciodată în templul acesta, pentru că nu putea până la ratificarea noului legământ. Care este relația dintre primele trei viziuni? Spuneam la început că viziunile sunt așezate într-o structură hiastică, având în mijlocul acestei structuri templul și funcția lui. Cu alte cuvinte, în jurul templului și a funcției lui am capitolul 3 cu Marele Preot, capitolul 4 cu Zorobabel și rezidirea templului. În jurul acestui lucru central se adună întreaga carte. Primele trei capitole, primele trei viziuni pe care le vom parcurge în sesiunea aceasta, încep cu o situație internațională și de pe scena internațională coboară la relația dintre Iuda și vecinii lor, după care punctul focal se oprește asupra Ierusalimului. Încă n-am ajuns la Marele Preot și Templu. Dar observați, în primele trei viziuni, ceea ce vom descoperi este ce am cântat și ce ni s-a spus. Dumnezeu controlează scena, Dumnezeu controlează istoria, Dumnezeu controlează situația internațională, Dumnezeu veghează asupra vecinilor, le taie coarnele, aveți acolo o lucrare lui Titi Mereu cu coarnele tăiate și Dumnezeu este cel care e un zid de foc în jurul Ierusalimului. Știți ce le spune Domnul? Lăsați în seama mea toate aceste lucruri și voi ocupați-vă de ce trebuie. Dacă aș muta adevărul acesta în bătătura noastră, m-aș folosi de cuvintele Domnului Iisus. Căutați mai întâi, spuneți cu mine, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și lăsați în seama mea mâncarea și îmbrăcămintea. Noi, din păcate, o lăsăm pe prima și toată energia noastră o turnăm în ceea ce Dumnezeu ne-a promis că ne va da pe deasupra. Și aici este, într-un fel, înșelăciunea celui rău. Când privesc cel puțin primele trei și ultimele trei, în ambele realități este Dumnezeu în control. Da? Dumnezeu este în control. El rezolvă problemele ca Iosua și Zorobabel să se poată ocupa de ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. Dacă țineți minte, în privirea de ansamblu am pus o întrebare. Care e casa Domnului astăzi? Și ne-am întors la creație, la omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească, parte femeiască, după care Dumnezeu adună copiii și societatea, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și am spus, casa Domnului sunt oamenii, începând cu trupul meu, cu soția mea, cu copiii mei. Dar spuneți-mi, ce neglijăm cel mai adesea? Casa Domnului. Casa Domnului, pentru că avem impresia că noi trebuie să controlăm situația internațională, cine va fi președinte la Casa Albă sau în 2020 în România, noi controlăm tot ce este în jurul nostru și nici măcar Ierusalimul nostru nu suntem siguri că putem să-l lăsăm în mâna Domnului. Dacă în ziua de astăzi și săptămâna asta am învățat lucrul acesta, Dumnezeu este în control. Fiind în control, eu mă pot dedica cu tot ce am zidirii casei Domnului, copiilor mei, soției mele, familiei mele, bisericii în care Dumnezeu m-a așezat pe mine.
Dumnezeu, citește cu voce tare. Domnul își asigură poporul că există condițiile continuării lucrărilor la templu. Dacă mă uit la imaginea precedentă, cum îi asigură? Tocmai vorbind despre tot ce este în jurul lor. Mă, nu uitați, când ei s-au întors din robie, erau înconjurați de dușmani, ar fi dat orice ca să îi împiedice să lucreze. Când au venit samaritenii și au zis, lăsați-ne să lucrăm și noi cu voi. Poporul a zis, nu, Iosua și Zorobabel, nu, nu, asta e treaba noastră. Poporul Dumnezeu construiește casa lui Dumnezeu, nu cei nedeați împrejur. Ei au ridicat pe toți rășmașii împotriva lor. Și Dumnezeu vrea să-i asigure de faptul că dacă lasă în mâna lui lucrurile care nu țin de ei, se ocupă de templul Domnului, lucrările se vor termina. Când mă uit la cele trei viziuni, în primul rând, prima viziune vorbește despre pământ, a doua despre neamurile din jur, a treia despre Ierusalimul în sine. Ierusalimul în sine. Care e partea lui și care este partea noastră? Care e partea lui și care este partea noastră? Haideți să începem cu prima din cele opt vedenii, cu situația internațională din jurul lui Israel. Ierusalimul și casa Domnului vor fi zidite din nou. Ăsta este mesajul central. Ierusalimul și casa Domnului vor fi zidite din nou. Haideți să citim textul. Capitolul 1, versetele 7 la 11. Acum, nu știu exact unde era călărețul care stătea călare pe mirți, era îngerul Domnului, îl descoperim în text. Și în spatele lui sunt toți cei care sunt sub porunca lui, sub comanda lui, la ora respectivă, poate cele mai iute mijloace de transport erau caii, carele de război. Și asta este imaginea pe care o folosește Zaharia. În spatele lui sunt caii care pleacă în toate colțurile pământului ca să aducă un mesaj din partea lor pentru cei care l-ascultă. Versetul 7. În a 24-a zi a lunii a 11-a, care este luna Șebat, în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți într-un umbrar, în urma lui erau niște cai roșii, murgi și albi. Sunt foarte multe probleme de traducere, pentru că e complicat textul în ebraică, dar alții spun, stătea undeva în vale, pentru că atunci când aduc ultima viziune, carele ies dintre doi munți, da? Și Cornescu traduce, stătea între mirți, probabil mirții, nu știu, sunt pomi, un umbrar, și stătea acolo având agenții lui în spatele lui, versetul 9. Am întrebat, ce înseamnă caii aceștia, domnul meu? Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis, îți voi arăta ce înseamnă caii aceștia. Omul care stătea între mirți a luat cuvântul și a zis, aceștia sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul. Și ei au vorbit îngerului Domnului care stătea între mirți și au zis, am cutreierat pământul și iată, tot pământul este în pace și liniște. I-a trimis să cutreiere pământul, ni se spune cât a durat, dar când se întorc, vin cu un mesaj, tot pământul este în pace și în liniște. Întrebarea este ce s-a întâmplat pe scena istorică a vremii respective și cum s-a ajuns la momentul acesta. Observați, pe tronul Imperiului Persan era Dariu și Dariu era cel care, în momentul urcării lui pe tron, a trebuit timp de 2 ani de zile să stingă toate focarele, toate răzvrătirile din Imperiu. Și răzvrătirile au început din Babilon și s-au extins, dragii mei, până în Egipt, inclusiv în Mesopotamia, răzvrătirile. Deci 2 ani de zile a fost toată situația dată peste cap și atunci evreii au putut spune, apoi și Dumnezeu vede ce-i pe scena istoriei. Nu-i vremea de zidit casa Domnului, dar anul al doilea lui Dariu Mediu venea după 18 ani de la întoarcerea din robie. Observați, în primii 2 ani, Dariu a trebuit să facă față la toată această situație din imperiul lui. Iuda și Ierusalimul erau încă în ruine. Atunci când vin mesagerii și spun tot pământul este în liniște, tresare
îngerul Domnului, călărețul de pe mirți. Și el spune, Doamne, dacă tot s-au liniștit lucrurile în Imperiu, de ce nu se întâmplă nimic în Ierusalim? De ce tot Ierusalimul este în ruine, templul tău este așa cum este? Acum am văzut data trecută că o parte bună din vinovăție o purtau ei înșiși. Haideți să citim textul mai departe, versetele 12 la 17. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Tu te-ai mâniat, Doamne, acești 70 de ani. Acum știm că nu s-a mâniat degeaba Dumnezeu. De ce v-am făcut rău și nici măcar nu mi-a părut rău de lucrul acesta. Cu alte cuvinte, după ce ați epuizat tot harul pe care vi l-am oferit, prin lege, prin templu, prin proroci, era normal să vină pedeapsa. Și ei și-au adus aminte, am văzut, în mijlocul pedepsei, de faptul că Domnul a avut dreptate, cuvântul lui s-a împlinit. S-a împlinit până când nu vei avea milă de Ierusalim pe care te-ai mâniat în toți acești 70 de ani. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Acum, dacă aveți istoria înaintea voastră, am toată perioada care a dus la dărâmarea templului și la izgonirea lor în exilul babilonian. Am pe urmă cei 70 de ani de robie, dar toți prorocii care vorbesc despre perioada care urmează după repatriere, practic vorbesc cuvinte de îndurare, cuvinte de mângâiere, pentru că Dumnezeu avea un viitor și o nădejde din pricina promisiunilor pe care le făcuse poporului său. Și îngerul care vorbea cu mine a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Notați, vă rog, au ajutat spre nenorocire și asta era supărarea Domnului. Pedeapsa lui Dumnezeu a fost totdeauna aplicată prin oameni, prin popoare. Da. Dar Dumnezeu a hotărât să aducă pedeapsa. Dacă eu în râvna mea vin și mai adaug încă în plus la ceea ce a hotărât Dumnezeu, elementul acesta nu va rămâne nepedepsit. Și când vom merge la următoarea vedenie, veți înțelege această subliniere. Au ajutat la nenorocire, oare despre cine să fie vorba? De aceea, așa vorbește Domnul, mă întorc cu îndurare către Ierusalim. Casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Nu știu dacă ați notat, toate cuvintele Domnului nu sunt despre mine, despre tine, despre XY din Ierusalim, ci vorba de cetate și casa lui. Cu alte cuvinte, deja din start ți se atrage atenția asupra faptului că Dumnezeu în râvna lui este preocupat de împlinirea planurilor lui. Am văzut data trecută, Israel este și beneficiar, dar și instrument. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își va împlini planurile lui prin poporul său, prin poporul său. Și versetul care aveți pe ecran te duce deja spre alte zări, pentru că de 70 de ani totul era paragină, pustiu. Dacă țineți minte profeția lui Hagai, semănați mult, culegeți puțin, la duceți acasă, eu l-am suflat, de când s-au întors în țară, abia trăiau de la un an la celălalt. Din pricina inimii lor nevindecate de păcatele care i-au dus în robia babiloniană. Spuneam că Zaharia înseamnă Domnul își aduce aminte, dar Domnul își aduce aminte de promisiunile lui, de planurile lui și se folosește de acest vas pentru o întrebuințare de cinste pentru a-și duce la îndeplinire planurile. Versetul 14. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Pentru Sion. Mă întorc cu îndurarea către Ierusalim. Casa mea va fi zidită iarăși în el și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului.
Dacă aș fi fost între ei și aș fi auzit aceste promisiuni din partea Domnului, aș fi așteptat să se împlinească mâine, imediat. Și asta este una din probleme când citim cartea Zaharia. Toate promisiunile Domnului sunt ca și cum ar fi pentru viitorul imediat. Dar veți vedea, întoarcerea Domnului în Ierusalim era imposibil de realizat înainte de rezolvarea păcatelor, care l-au făcut pe Domnul să izgonească din țară și Duhul lui să fie hoinar pe undeva, pe lângă râul Chebar, ne spune Ezechiel, cu alte cuvinte, departe de locul pe care Dumnezeu îl alesese. Și când citești aceste lucruri, zici, Doamne, nu înșel cumva pe oamenii respectivi, iar aștepta să vadă imediat împlinite promisiunile tale. Dar vă spun, cartea Hagai și Zaharia sau profeții post-exilici au un singur obiectiv, un singur scop, să îți ridice privirile, să ți le fixeze pe perspectivele împlinirii planului lui Dumnezeu, ca în lumina a ceea ce Dumnezeu are de făcut prin tine, tu să fii credincios în lucrul care ți-a fost încredințat acum, în puținul acesta, în nimicul care pare în mâinile tale, în comparație cu ce are Dumnezeu de făcut. Și dacă noi am pricepe lucrul acesta, ne-am apropiat de tiparele în care a trăit Domnul Iisus însuși. Nu spune Evrei, capitolul 12, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu. El privește cum se împlinesc promisiunile lui Dumnezeu, cum lucrarea lui începe să capete contur. Isaia 53 va vedea rodul muncii sufletului lui, dar ce vedea Iisus în timp ce era huiduit, batjocorit și împins și răstignit pe o cruce? Nimic, da? A fost tăiat, ne spune, și n-a avut nimica. Cu alte cuvinte, până și ucenicii lui l-au părăsit. Când se întâlnește cu cei doi spre Emaus, imaginați-vă ce a simțit Domnul Iisus. Noi credeam că, dar toate nădejdile ni s-au năruit. Ori, când ai perspectiva planurilor lui Dumnezeu, și de-aia citesc Biblia, ca să înțeleg ce are Dumnezeu de lucrat în istoria aceasta, ce are Dumnezeu de lucrat în biserica noastră, închide ochii și vezi ce ar putea să devină copiii tăi, ce ar putea să devină comunitatea în care ești, care este rostul nostru acum în lume. Și atunci, chiar dacă nu văd împlinindu-se promisiuni ca acestea, imediat, în viața mea, dragii mei, sunt bucuros ca Avram să știu că peste 430 de ani, well, e greu pentru noi muritorii să gândim în tiparele astea, dar asta te învață cărțile profetice. Casa mea va fi zidită din nou, cetățile mele vor fi pline de belșug din nou, spune Domnul. Observați, când mă uit la cele 8 viziuni, 1 și 8, într-un fel, sau dacă iau doar jumătate dintre ele, situația internațională, Ierusalimul și neamurile, cetatea în sine, după care vin la ceea ce îl interesează pe Domnul. Dar mă întreb, de ce îl interesează pe Domnul templu? A fost una din întrebările pe care le-a pus Vali. Pentru că de la creație, noi am fost aduși în existență ca să devenim un templu sfânt pentru Domnul. Cu alte cuvinte, așa au pornit planurile în mintea lui Dumnezeu. După venirea Domnului Iisus Hristos, Pavel întreabă pe corintenii care erau debusolați, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Ați fost cumpărați de Dumnezeu. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, templul nu putea dispare de pe scena istoriei, pentru că în perspectiva lui Dumnezeu, totul se termină pe un templu, dar de data aceasta de Apocalipsa, Dumnezeu și Hristosul lui sunt templul și noi suntem stâlpi în templul lui Dumnezeu. Suntem parte din acest templu mondial, universal, pe care Dumnezeu l-a visat încă din start. Cu alte cuvinte, lăsați în seama lui ce oricum nu puteți controla și ocupați-vă de lucrurile care sunt în mâinile noastre. Ce ne spunea Dorul este că, Dorul, că Dumnezeu ne-a lăsat libertatea să spunem nu, nu cumva eu creez problemele astea. Deci ne-a lăsat libertatea să spunem nu, pentru că el, iubirea cu sila, nu vrea. Dacă înțeleg bine istoria, până și în Eden o să avem libertatea să-i spunem nu lui Dumnezeu. Oare?
frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor. Cu alte cuvinte, rolul și rostul meu de creștin în istorie este să învăț să-L iubesc pe Dumnezeu oricear veni. Știți ce vom spune acolo? Numai nu vor mai fi ispite și ispititori. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții, au spus ucenicii. Deci, gândiți în felul acesta și primele trei și ultimele viziuni. Toate, practic, ne aduc în punctul în care Dumnezeu este interesat. De ce doar acum intervine Dumnezeu? Dați-mi voie să mă întorc un pic în istorie. Să presupunem că după edictul lui Cir, repatrierea este în 538, unii zic 536, dar în cărțile de istorie găsiți tot felul de cifre. Deci repatrierea este în 538 sau în 536. În ziua întâi a lunii a șasea, Dumnezeu îl trimite pe Hagai și îi mustră direct. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea casei Domnului, dar pentru voi a venit vremea să locuiți în case căptușite cu tavan? Da? Căptușite cu tavan când casa mea stă dărâmată? Pentru ce v-am suflat bruma de lucruri pe care le-ați adunat? Din pricina casei mele care stă nezidită, stă dărâmată. Versetul 2 din Hagai, capitolul 1. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? 24 a 6-a, poporul își lasă Duhul trezit, să apucă de lucru, lucrările încep la zidirea templului. În luna 8-a, prorocul Hagai vine și începe cu o mustrare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu se mulțumește să ridicăm doar bolovanii, da? Ci Dumnezeu se uită la inima celui care ridică bolovanii, la familia celui care ridică bolovan, la felul în care îmi trăiesc săptămâna, la compromisurile pe care le accept în viața mea. El nu se mulțumește doar, ce frumos ați cântat în dimineața aceasta, El vă știe pe fiecare, cum mă știe și pe mine, dragii mei. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. De aceea Zaharia spune, întoarceți-i la mine, zice Domnul, și mă voi întoarce și eu la voi. Cu alte cuvinte, adăugați la faptele voastre, la ceea ce faceți pe șantierul casei Domnului, adăugați inimile voastre, adăugați cinstea care mi se cuvine ca stăpân și trăiți în ascultare de poruncile mele. Versetele 12 și 13. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, Îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Acum, când vorba de 70 de ani, dacă veți citi comentariul pe Hagai, Sidlor Baxter are o observație interesantă. Sunt două blocuri de 70 de ani în istoria poporului Israel. Sunt 70 de ani de subjugare și 70 de ani de dezolare. 70 de ani de subjugare se referă la opinca babilonienilor asupra poporului. Dezolarea se referă la ce a rămas în urma lor, la pustiul pe care Dumnezeu l-a dus peste țară. Aveți acolo și datele pe care El le oferă. Când mă gândesc la anii de subjugare, fie plec din 66 la 536, fie din 69 la 539, depinde de unde pornești. 66 este momentul în care Ioachim, într-un fel, cedează în fața împăratului Babilonului, dar 69 este momentul în care moare Iosia. Și când moare Iosia, istoria lui Israel intră într-o vrie. Iosia a fost ultimul împărat bun, după care urmează o suită din pruncii lui care au făcut totul praf și au adus în groapă toată istoria. Dacă citesc câteva texte din Ieremia, veți vedea că pot descoperi cele două blocuri de câte 70 de ani în cuvintele Domnului. Versetul 10. Dar iată ce zice Domnul. De îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi
și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. 70 de ani de dezolare. Cu alte cuvinte, profeția vine și vorbește despre de îndată ce vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, vă voi aduce înapoi în locul acesta. Dar textul continuă, capitolul 25, versetul 9. Iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. Să facă din ele o pustie și niște dărâmături veșnice. Versetul 10. Voi face să înceteze între ele strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, uruitul morii și lumina lămpii. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Hagai, capitolul 1, începând cu versetul 1 la 15, dar iau doar versetul 5 înainte și observați partea de dezolare, de pustiu, de paragină. O trăiau în momentele respective. Întrebarea este de ce? De ce Babilonul căzuse deja de o bună vreme? Suntem în Imperiul Medo-Persan și cu toate acestea, până când, Doamne, te vei mânia pe poporul acesta pe care te-ai mâniat timp de 70 de ani? Cu alte cuvinte, când se vor umple cetățile de bunătăți? Când va rodi câmpul? Când se vor împlini binecuvântările pe care ni le-ai promis în Levitic? Versetul 5. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, semănați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Un mare magnat a fost întrebat, domnule, cât e de ajuns? Un pic mai mult. Mâncați, tot nu vă săturați, beți, nu vă potoliți setea. Culegeți, aduceți o simbrie acasă, puneți într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Acum încep să înțeleg de ce cei 70 de ani de dezolare se întind dincolo de căderea Babilonului. Pentru că poporul lui Dumnezeu ne-a învățat o lecție simplă. Să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Imaginați-vă, ei sunt trimiși acasă cu bogății, cu daruri din partea unui împărat păgân să zidească casa Domnului. Să zidească casa Domnului. Ei știau profeția lui Isaia, Isaia 45, despre Cir. Probabil că cineva i-a arătat lui Cir scrierile, așa cum i l-o fi arătat la Alexandru Macedon, pe cele lui Daniel, când a intrat în Ierusalim. Deci ei știau lucrul acesta și pentru că ei erau dezinteresați de casa Domnului, de ce ar fi fost Domnul interesat de casa lor? Nu știu dacă aș putea muta în bătătura noastră lucrul acesta, dar eu cred că acest este un principiu universal valabil. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, nu uitați, casa Domnului nu sunt programe, ziduri, clădiri, casa Domnului sunt oamenii. De ce ar păsa lui de casa mea? Suiți-vă pe munte, aduceți lemn, zidiți casa. Eu mă voi bucura, voi fi slăvit, voi fi cinstit, spune Dumnezeu, versetul 9. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat rouă, și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste un de lemn, peste tot ce poate duce pământul, peste oameni și vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Controlează Dumnezeu ploaia? Am avut niște musafiri și ne-am așezat lângă doi pruni. Mulțumesc lui Dumnezeu, se rup crengile decât rodie. Pe când să culeg prunele, cum a
frații mei agricultori, poate știu, dar trei sferți sunt pe jos. În toată copilăria mea n-am văzut așa ceva. N-am văzut așa ceva. Noi din asta am trăit. M-am spus și altă dată. Ce se întâmplă în universul nostru? Ce se întâmplă, dragii mei? Toate bolile, toate problemele. Eu cred că există o relație între universul spiritual și cel material. Indiferent cât am trudit aici jos, Dumnezeu știe și poate să strângă șurubul. Și ce s-a întâmplat atunci, se întâmplă și astăzi. Acum noi suntem un pic mai liberi. Nu avem roșii aici, le aducem din altă parte. Vrem banane, le punem pe avion. Ei, dar și când mergem la sfârșitul cărții Zaharia, cei care nu se vor sui la Ierusalim se închine înaintea Domnului oștirilor. Dumnezeu nu va da ploaie peste neamurile respective. Cu alte cuvinte, până una alta, tot din roadele pământului trăiește toată planeta, planeta aceasta. Și când ne uităm la ce am făcut noi cu ea, vedem direcția în care se îndreaptă lucrurile. În data de 10 Tebat, 590, se încheie perioada de dezolare. Din ziua aceasta îmi voi da binecuvântările, spune Dumnezeu în Hagai și aveți afirmații și în Zaharia. De ce ziua aceasta este fixată de Dumnezeu? Uitați-vă la câteva texte. Primul este 2 Împărați, capitolul 25, versetul 1. În al 9-lea an al domniei lui Zedechia, în a 10-a zi a lunii a 10-a, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului, a tăbărât înaintea lui și a ridicat întărituri de jur împrejur. În al 9-lea an al domniei lui Zedechia... Sunt în Ieremia. Deci câteva cărți vorbesc despre ziua respectivă. Uitați-vă ce spune Ieremia. În al 9-lea an al domniei lui Zedechia, în ziua a 10-a, a lunii a 10-a, a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului, au tăbărât înaintea lui și au ridicat șanțuri de apărare de jur împrejurul lui. Când s-a întâmplat lucrul acesta, Ezechiel era deja în robie. Daniel a plecat în 66, Ezechiel pleacă în 597. Uitați-vă la cartea Ezechiel. Am două părți în ea. Primele capitole vorbesc despre pedeapsa adusă asupra Ierusalimului. Este un segment de mijloc care vorbește despre pedepsirea neamurilor, dar în capitolul 24 îi moare nevasta lui Ezechiel și Dumnezeu îi spune, nu plânge, aș vrea să simți ce simt eu când trebuie să scriu cartea de despărțire pentru nevasta mea, pentru Iuda, să-i trimit în robie, să nu-i mai pot primi înapoi până la ratificarea noului legământ. În capitolul 33, nu uitați, Ezechiel era mut, Dumnezeu îi legase limba pentru că era plin de o mânie sfântă, dacă i-ar fi dat drumul, ar fi tunat și fulgerat împotriva poporului. Îi dădea voie să vorbească doar când avea de tălmăcit actele lui profetice. În 33 vine un delegat care a scăpat din urgia de la Ierusalim, să-i spune, a căzut Ierusalimul, templul este dărâmat și ars. O seară înainte, Dumnezeu l-anunță, îi dezleagă limba și de acolo încolo îi dă un nou mandat și intru pe panta urcătoare a profețiilor lui, capitolul 33 până la 48, care sunt toate promisiuni. Observați, după cei 70 de ani, Dumnezeu începe să vorbească despre împlinirea planurilor lui. Când citesc un text din Ezechiel, aici Dumnezeu este foarte precis legat de o anumită zi, de ziua aceasta, 10-a din luna 10-a. În anul al 9-lea, în ziua a 10-a, a lunii a 10-a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, Fiul omului, scrie numele zilei acesteia, numele zilei de azi, căci chiar în ziua aceasta se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. Scrie numele zilei acesteia, cu alte cuvinte, era o zi însemnată de Dumnezeu, chiar în ziua aceasta se apropie. Sidlo Baxter face o socoteală interesantă. Dacă iau calendarul lunar de 360 de zile și am ziua de pornire, ziua 10-a, lunii a 10-a, și vin în ziua 24-a, lunii Chislev, în care vorbește Hagai, este chiar din ziua aceasta. Uitați-vă la ce a fost până aici, uitați-vă la ce va veni de aici încolo. Până aici ați fost un blestem pentru neamuri, de aici veți fi o binecuvântare, va spune el în Zaharia, capitolul 8. Și pun doar numărul zilelor,
25.200 de zile și le împar cu 360, am exact 70 de ani. 70 de ani. Ce interesant. În ciuda faptului că noi avem libertatea de alegere, de a spune nu lui Dumnezeu, dragii mei, niciunul dintre noi nu putem împiedica împlinirea planurilor lui. Problema este, se vor împlini cu mine ca beneficiar sau se vor împlini fără mine? Da? Asta e singura problemă. Dumnezeu este bucuros să mă ia în căruța lui, dar eu nu pot opri nici întârzia căruța lui. Da? Căruța lui va merge spre împlinire. Dumnezeu este suveran, este Alfa și Omega. În căușul palmei lui este istoria. Capitolul 2, versetele 18 și 19 din Hagai. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi. Observ, ești la un moment de cumpănă și în momentul acesta de cumpănă spune uitați-vă cu băgare de seamă la ceea ce s-a petrecut până în ziua de astăzi. Până în a 24-a zi a lunii a noua, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul și nici măslinul n-au mai adus nimic, dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. În a 24-a zi a lunii a noua, în anul 520, este a treia vorbire a lui Hagai. Și când mă mut în 24-a zi, în luna 11-a, am a doua vorbire a lui Zaharia. Cetățile vor avea din nou belșug. Cu alte cuvinte, se va întâmpla ceva din ziua aceasta înainte. Dacă vă uitați pe calendarul evreiesc cu lunile respective, știți că Paștele este la începutul secerișului, Cincizecimea este la sfârșitul secerișului, Cincizecimea la sfârșitul secerișului. În luna șaptea s-au strâns toate roadele și poporul se aduna la sărbătoarea corturilor să-i invoce ploile timpurii peste sămânța care a fost aruncată în pământ. Și cât de simplu e pentru Dumnezeu să aștepți ploaia și să nu vină și să zici, Doamne, am investit 3 miliarde, ce mă fac? Cât de simplu e pentru Dumnezeu. Și cu toate acestea, Dumnezeu vine și spune, dacă voi vă întoarceți la mine, mă întorc și eu spre voi. Nu uitați, Dumnezeu i-a dus în țara în care depindeau de ploaia cerului, de roa pământului, de tot ce se întâmpla. Trebuie să ne opresc pentru ceva, Enos? Când vei îmbătrâni, alții te vor îmbleca și vei merge unde nu vei voi. Ce simplu era pentru Domnul Iisus, nu tu mixere, nu tu aparate de filmat. Dacă veți citi capitolul 20 din Ezechiel, acolo bătrânii, suntem în robie, în Babilon, acolo bătrânii lui Israel vin să-L întrebe pe Domnul și Ezechiel îi mânios foc pe ei, ați venit să mă întrebați pe viața mea că nu mă voi lăsa întrebat, zice Domnul. După care îi spune profetul, vrei să-i mustri? Mustră-i. Și ia istoria și o desfășoară înaintea lor. Dar dacă citiți capitolul în care începe din Egipt și vine prin toată călătoria lor, ce e extrem de ciudat este că toate perioadele din acest capitol încep cu actele îndurării lui Dumnezeu, exact ca și în Egipt. Mai întâi Dumnezeu a oferit îndurarea sa prin sângele mielului pascal ca să-i scoată din robie. Dar ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, ei se răzvrătesc. Dumnezeu se mânie și vrea să-i strivească și își aduce aminte de promisiunea pe care a făcut-o lui Avram și își retrage mâna și îi lasă să meargă mai departe. Și bucla asta se repetă de-a lungul întregii istorii până când se umple paharul și Dumnezeu alungă pe Israel și până alungă pe Iuda. Zaharia 1:6 este o chemare la pocăință. În capitolul 7 până la 17 Dumnezeu se întoarce spre Iuda, spre Ierusalim
și vorbește despre îndurările lui față de poporul, față de poporul său. Prima vedenie, pământul este în liniște. Doamne, n-ar fi cazul să retragi puțin mâna ta și în locul dezolării să începi să aduci belșug? Până când va ține mânia ta împotriva poporului tău? Observați, de pe pânza aceasta largă a situației internaționale, acum vedenia se strânge în jurul Ierusalimului la relație dintre Iuda și neamuri. Versetul 18. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau patru coarne. Nu știu cum erau cele patru coarne. Titi le-a ilustrat într-un anumit fel și ai și fierare acolo, da, care vin să taie coarnele, coarnele ați gata tăiate deja, dar am văzut patru coarne, versetul 19. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Domnul mi-a arătat patru fierari. Da, pe Țonicovală, probabil că au venit cu toate instrumentele să facă ceva cu coarnele. Da? Eu am întrebat, ce vor să facă aceștia? Și el mi-a zis, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda ca să risipească locuitorii. Dacă veți citi comentariile, sunt tot fel de idei. Ce vede practic? Vede doi boi, fiecare are câte două coarne, deci patru perechi de coarne. Despre ce să fie vorba? O, cei doi boi sunt probabil cele două mari imperii, Asiria și Babilonul, care au venit și au risipit pe Israel. Dar textul nostru spune, vede patru coarne și vede niște fierari care vin să taie coarnele acestea. De ce-i supărat pe ele? Pentru că au risipit pe Israel și au ajutat la nenorocire și n-au putut nici măcar ridica capul. Uitați-vă în Zaharia, capitolul 1, 14, și notăm din nou cuvântul că le-am subliniat data trecută. Și îngerul care vorbea cu mine a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Au ajutat spre nenorocire. Care să fie neamurile care au ajutat spre nenorocire? Azi mă întorc înapoi în Ezechiel. Și în cartea Ezechiel spuneam că am pedepsirea Ierusalimului și pe urmă restaurarea poporului Dumnezeu, dar la mijloc există un ic, capitolul 25, dar 32, când după ce Dumnezeu anunță toată pedeapsa care trebuie să vină asupra poporului său, întoarce spatele poporului său și vorbește împotriva neamurilor din jurul poporului său. Cu alte cuvinte, dacă scoate afară din cartea Ezechiel, capitolul 25 la 32, am pedepsirea și restaurarea lui Iuda. Pedepsirea lui Iuda și restaurarea lui Iuda. De obicei, icurile acestea sunt importante atunci când citești Biblia, pentru că ele par să fie un fel de cheie pentru înțelegerea textului. Dați-mi voie să intru în icul acesta, să vedem ce spune Dumnezeu în el, versetul 1 din 25. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, întoarce-ți fața spre copiii lui Amon și prorocește împotriva lor. Spune copiilor lui Amon, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ai zis, ha, sfântul meu locaș, sfântului meu locaș care era pângărit, țării lui Israel când era pustită și casei lui Iuda când se ducea în robie. A cine e Amon? De Lot ați auzit? Da? Cu alte cuvinte, erau nu numai vecini, ci neamuri cu Israel. Când Ierusalimul cade, toți cei din jurul lor încep să zică, hei, parcă am fi pe stadion și ne-am bucurat de o victorie împotriva dușmanului nostru din totdeauna. S-a schimbat ceva, spuneți-mi, de 2000 și ceva de ani sau de... nu s-a schimbat absolut nimica. Așa vorbește Domnul oștirilor. Pentru că Moabul și Seirul au zis, iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile.
îmi voi împlini judecățile împotriva Moabului și vor ști că eu sunt Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea, de aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu de la Teman până la Dedan, vor cădea loviți de sabie. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, îmi întind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării. Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie și vor ști că eu sunt Domnul când mă voi răzbuna pe ei. Amon, Moab, Edom, Filistia. De pe scena internațională, Imperiul Medo-Persan, imaginea se adună în jurul poporului Dumnezeu și toți vecinii lui care și-au bătut joc de poporul lui Dumnezeu când pedeapsa a căzut peste el, acum ajung să fie pedepsiți ei înșiși și Ezechiel anunță pedeapsa. Dacă mă gândesc la cartea Ezechiel, coborâți la nivelul al doilea, capitolul 34 la 37 este vorba de restaurarea lui Israel. Interesant, pe același palier Amedomul, dacă am citit textul acesta din Ezechiel, ați vedea supărarea lui Dumnezeu pe Edom împreună cu celelalte popoare, pentru că au ajutat la nenorocire. În loc să stai să plângi nenorocirea fratelui tău, tu te bucuri de ea și pui și tu mâna și îți bat joc de ei. Uiți că Domnul a ales țara respectivă și țara aceea nu va fi niciodată a ta, ci este țara lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc la textul din Obadia, v-aș îndemna să citiți când aveți pauză. Textul din Obadia nu este o carte prea lungă, dar este o profeție împotriva Edomului. Dați-mi voie să picuiesc câteva alte versete din Ezechiel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe tine, muntele Seirului. Îmi întind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un loc pustiu, pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme. Când a venit babilonienii, edomiții au zis, well, venim și noi să ajutăm, abia așteptăm lucrul acesta și de aceea am un necaz veșnic pe tine. Și asta este probabil profeția în care ne aflăm când Dumnezeu trimite fierarii să taie coarnele a neamurilor. Versetul 10. Pentru că ai zis, aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele și le vom lua în stăpânire, măcar că Domnul era acolo. Domnul era acolo. Așa cum evreii care furau pământul vecinului uitaseră că îl fură pe Domnul, așa edomiții care au zis, aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele. Au uitat că Domnul este acolo, că Domnul a ales în mod special locul acela pentru poporul său. Zaharia, capitolul 1, versetul 14. Și îngerul care vorbea cu mine a zis, strigă și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngânfate, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Ajutat spre nenorocire. S-au bucurat de nenorocirea fratelui său. Prima vedenie, pământul este în pace și liniște. A doua vedenie, Dumnezeu poartă de grijă de toate amenințările din jur. A treia vedenie, imaginea se focalizează data aceasta pe cetatea Ierusalimului. Dar și în cazul cetății Ierusalimului, nu uitați, zidurile erau dărâmate. Când îți cumperi o proprietate, mai întâi o împrejmuiești, nu-i așa? Când vii în mijlocul unei dărâmături și vrei să faci ceva în mijlocul cetății, mai întâi ridici zidurile. Și
Cetatea fiind deschisă, dușmanii puteau să-i atace oricând. Gândiți-vă doar în condițiile în care Nemia, 100 de ani aproape mai târziu, rezidește zidurile. Într-o mână aveau mistria, în cealaltă aveau sabia. Da? Și în felul acesta, sub presiunile vrășmașilor, au trăit aproape un secol după reîntoarcerea în țară. Dar în a treia viziune, Dumnezeu vine să-i convingă și de faptul că El va îngriji într-un fel să nu fie atacați. Să nu fie atacați. Uitați-vă la felul în care sunt organizate cele trei vedenii. Mai întâi situația internațională, pe urmă neamurile din jurul lui Israel și acum este cetatea Ierusalimului. Versetul 1 din capitolul 2. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat și un alt înger i-a ieșit înainte. El i-a zis, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi unzit de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Țineți minte în Tora când Dumnezeu poruncește bărbaților din toată țara ca de trei ori pe an să adune la Ierusalim. Spuneți-mi, când e cel mai bine să ataci o astfel de țară? Când toți bărbații sunt ocupați cu închinarea și sunt numai nevestele și copiii acasă, eventual și vitele, atunci poți năvăli din toate părțile. Ce le promite Dumnezeu? Eu voi sta de strajă în jurul țării voastre ca nimeni să nu atace. Ca nimeni să nu atace. Exact lucrul acesta spune aici, eu voi fi un zid de foc în jurul Ierusalimului, ca voi să puteți face ce aveți de făcut. Prima vedenie, pământul este liniștit. A doua vedenie, neamurile sunt în mâna lui Dumnezeu, El taie coarnele neamurilor. A treia vedenie, eu însumi voi proteja cetatea. Spuneți-mi, mai aveți vreun motiv pentru care să nu vă dedicați cu tot ce aveți și sunteți zidirii casei mele? Nu-i așa? Întrebarea vine aproape de la sine. Dar pentru că noi nu credem în cele trei aspecte care le aveți înaintea voastră, le luăm în propriile noastre mâini și Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre blestemate. Ce vă? Good luck! Da? Succes! Și trudim de dimineața până seara și oricât avem nu ne ajunge. Și în felul acesta, ce-i mai important rămâne neatins, nezidit, neterminat. Neterminat. Versetul 4. El i-a zis, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui. Zaharia crede atât de mult această promisiune, încât se lasă teleportat în visul lui, nu știm exact cum s-a întâmplat lucrul acesta, și se pomenește în Babilon. Țineți minte că s-au întors doar 42.000 plus robii și roabele, 50.000 cam în general. 50.000 s-au întors din toți cei care erau în Babilon. Ceilalți au rămas bine, mersi. Când vine Ezra, ajunge la râul Ahava și constate că n-are un levit și un preot cu el. Și el vine să învețe pe popor legea Domnului, rolul preotului, nu-i așa? Și merge înapoi, trimite înapoi în Babilon la marele preot Ido. Întrebarea mea este, ce cauți, mare preot Ido, în Babilon, când locul tău este la Ierusalim, acolo unde Dumnezeu își va duce mai departe planurile? Dar până pe vremea lui Neemia, dragii mei, poporul acolo, nu de mult am studiat Estera, ce căuta Mardoheu la Suza? Zaharia este convins că Dumnezeu împlinește ce a promis. Și de aceea din versetul 6, el merge și vorbește fraților lui din Babilon. Versetul 6. Fugiți, fugiți din țara de la miază noapte, zice Domnul, căci v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerului, zice Domnul. Scapă, Sioane, tu care locuiești la fica Babilonului, căci așa vorbește Domnul oștirilor, după slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit. După slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis.
expresia după slavă m-a trimis Domnul este destul de complicată în diversele traduceri. Oare ce vrea să spună Dumnezeu? După slavă m-a trimis Domnul. Dacă iau interpretările posibile, atunci în primul rând poporului Dumnezeu, nu? Este slava Domnului. Există alte două valuri de repatrieri care urmează. Observați, așa cum au fost trei valuri de expatrieri, sunt trei valuri de repatrieri. Mai întâi vine Zorobabel, apoi vine Ezra și vine Nehemia. Uitați-vă la distanța în timp a celor trei valuri. Când vine Zorobabel și avem această profeție în anul al doilea al lui Dariu Medu, următorul val este în 458, 538-458. Ultimul val este 444. Cu alte cuvinte, evreii nu s-au prea înghesuit să zidească casa Domnului, ci, ca și noi, erau mai interesat de casele lor căptușite cu tavan decât de casa Domnului. Deci, pe de o parte, după slavă m-a trimis Domnul, dar cine-i slava Domnului dacă nu poporul lui Dumnezeu? Ascultați cuvintele prorocului Isaia, capitolul 43, primele 7 versete. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va atinge, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Voi zice miază noaptei, dă încoace, și miază zilei, nu opri, ci adu-mi fiii din țările îndepărtate și fiicele de la marginea pământului, pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Pe care i-am făcut spre slava mea. Pentru că pe care i-am făcut, i-am întocmit, spune Domnul. Poporul lui Dumnezeu era slava lui Dumnezeu. Uitați-vă în Romani, capitolul 3, versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu sau de chipul lui Dumnezeu. Da. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, de ce l-a rege Dumnezeu pe Avram, pentru că prin sămânța lui să redea într-un fel slava pe care păcatul ne-a furat-o, să refacă chipul lui Dumnezeu în noi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Da? După slavă m-a trimis Domnul în Babilon. Veniți acasă, după slavă. Dar aș putea gândi și tălmăci textul și altfel. Poporul lui Dumnezeu îl purta pe cel slăvit. În ultimă instanță, singurul bărbat care în Biblie este numit chipul și slava lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Îl purta pe cel slăvit. Și tot planul lui Dumnezeu trebuia să întâmple pe muntele Sionului, pe muntele Moria, acolo unde Dumnezeu l-a înlocuit pe Isaac, pe altar, cu berbecele, așteptând împlinirea planurilor sale. Dacă citesc o altă traducere, de pildă Niv spune Vino, Sioane, scapă tu care trăiești la fica Babilonului, căci iată ce zice Domnul cel atotputernic, după cel slăvit m-a trimis împotriva neamurilor care v-au jefuit, căci cine se atinge de voi, se atinge de lumina, ochilor mei. Treceți repede prin revistă, nu citesc textele, le aduc aminte de ele. Chemarea lui Avram, capitolul 12, jurământul de pe muntele Moria și pe urmă Galaten 3 cu 16. Nu zice semințelor, ci seminței
care este Hristos. Cu alte cuvinte, era o singură sămânță a lui Avram și Dumnezeu urma să-și împlinească planurile în țara respectivă prin poporul pe care și l-a ales. Da. Despre Hristos este vorba. Zaharia, capitolul 10, versetul 4. Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi. Și versetul continuă. Căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe cal, ca pe calul său de slavă în luptă. Ca pe calul său de slavă în luptă. Cu alte cuvinte, împăratul în luptă era primul înainte, deschidea drumul împotriva dușmanilor. Ori Iuda trebuia să fie cel care îl aduce pe Hristos pe scena istoriei. Și o bună parte dintre ei erau bine mersi lângă oalele lor cu sarmale sau casele lor sau funcțiile pe care le-au dobândit în Babilon. Din el va ieși, din Iuda, piatra din capul unghiului, din el țărușul, din el arcul de război, din el toate căpetenile la oaltă, spune textul. Romani, capitolul 9. Vedem pentru ce l-a ales Dumnezeu pe Israel, versetele 4 și 5. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. După cel slăvit m-a trimis Dumnezeu, traduce Niv. Avram și urmașii lui au fost chemați de Dumnezeu ca să-L aducă pe scena istoriei, pe Hristosul. Ei, practic, sunt slava Domnului din punctul acesta de vedere. Mesia trebuia să se nască, să trăiască și să moară în țara pe care a ales-o Dumnezeu însuși, pentru ca în ea să se desfășoare actul central al dramei omenirii. Spuneți-mi, puțin lucru ca Dumnezeu să te ia părtaș cu El la împlinirea planurilor Lui? Sunt două feluri de vase în Roman 9. Vas pentru întrebuințare de cinste și un vas pentru întrebuințare de ocară. Vasul pentru întrebuințare de cinste este Avram și urmașii lui. Vasul pentru întrebuințare de ocară suntem noi, toate celelalte neamuri. De ce face această distinție? Dragii mei, între a alerga de dimineața până seara pentru o bucată de pâine și pentru un acoperiș deasupra capului și între a avea onoarea să-L aduci pe Hristos pe scena istoriei, e o mare diferență. Și tocmai asta îl supără pe Dumnezeu când poporul lui disprețuiește oferta pe care Dumnezeu le-a făcut-o prin Avram, prin jurământul pe care l-a făcut pe muntele Moria. În Zaharia, capitolul 2, versetele 10 la 13. Strigă de veselie și bucură-te, fica Sionului, căci iată eu vin și voi locui în mijlocul tău, zice Domnul. Când? Observați, astfel de promisiuni sunt ca și cum ar fi făcute pentru mâine. Dar întrebarea este când? Când? Oare când va veni Domnul să locuiască în casa Lui? Abia când casa Lui va fi curățită, când peștera de tâlhar va fi înlocuită cu o casă nouă pe care Dumnezeu o va face prin Fiul Său. Haideți să citim câteva texte și să încheiem într-un fel. Cel slăvit era cel pe care Dumnezeu urma să-L trimită prin poporul Său între noi. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup, s-a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut singurul care are chipul și slava lui Dumnezeu. Slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Slava singurului născut din Tatăl. Da. Versetul următor și vedenile ce urmează sublinează această alunecare spre vremurile mesianice. Cu alte cuvinte, tot ce urmează de aici încolo vom vedea că profetul nu mai zăbovește prea mult, ci fuge mereu spre vremurile mesianice, spre cel slăvit care trebuia să împlinească planurile lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu. Haideți să mă opresc, am uitat să mă uit pe... Mergem până la 11 sau până la 10 jumate? Ce aveți pe program? Până la 11, înseamnă că este
vreme de întrebări, dar nu uitați, trebuie să vorbiți în microfon, Doru vă duce microfonul, cei care aveți întrebări. Primele trei vedenii. Oare ce fac copiii noștri? Uite aici, este o întrebare. Eu am întrebare. În cel puțin în astea trei vedenii apar foarte multe personaje care vorbesc și uneori nu, eu cel puțin nu sunt sigură exact totdeauna cine, cui vorbește și de ce vorbește, dar o expresie care apare de mai multe ori și aici în text și mai departe în cartea Zaharia, o găsesc în versetul 9, în versetul 11, zice: ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis, să știi că Domnul oștirilor m-a trimis la tine, apare din nou în versetul 11 și apare în carte. Pe cine trimite? Că din text, dacă citesc mai versetul 9, iată, îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, și ele vor fi prada celor ce le erau supuși. Ca să știți că Domnul oștirilor m-a trimis. Acum, Domnul, dacă eu dorm și Dumnezeu îmi dă cele 8 vedenii într-o noapte, Îngerul Domnului vorbește cu profetul. Când zice, așa vorbește Domnul oștirilor, este formula consacrată pentru profeții Vechiului Testament. Și de aceea eu sunt destul de reticent când aud astăzi pe cineva îndrăznit să rostească aceste cuvinte. Deci, în mod evident, Zaharia este cel care a fost trimis de Domnul, așa cum a fost Hagai trimis de Domnul. Astea sunt cei doi profeți care vorbesc în numele Domnului în perioada respectivă. Acum imaginați-vă că după ce el se trezește și se adună, nu știu cât a durat să scrie toate aceste lucruri, dar ne-au rămas și noi le avem după 2500 de ani. El vine și vorbește poporului despre tot ce a descoperit Domnul. Și așa cum și atunci, foarte mulți puteau spune povești. Da? Povești. Ori, de câteva ori de-a lungul cărții va avea formula asta, ca să știți că Domnul m-a trimis. Da? Să știți că Domnul m-a trimis. Cu alte cuvinte, nu sunt un proroc mincinos, ați avut destui de-a lungul istoriei, ci sunt cel care vorbește în numele Domnului și ceea ce vă spun se va împlini. Și eu cred că acest să știți că Domnul m-a trimis se referă la prorocul Zaharia, nu știu dacă cineva are altă părere. El urma să redea vedenile lui poporului și sunt curios dacă aș fi fost între ei, mai ales Iosua, despre care vorbește că era îmbrăcat în haine murdare, probabil că Iosua se uită la el, nu sunt eu marele preot? Ne. Sau Zaharia, care era complet descumpănit, n-avea resurse, n-avea oameni, avea o mulțime de dușmani. Și Dumnezeu îi spune în capitolul 4, nu-i prin putere, nici prin tărie, prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Păi de unde să știm că o să fie adevărat? Nu uitați ce s-a întâmplat. Petiția era trimisă împotriva lor, de către dușmanii lor, încă răspunsul lui Dariu nu venise, dar din pricina lui Hagai și Zaharia, Zorobabel s-a apucat de lucru și nu s-a lăsat de lucru, deși au venit, care sunt numele oamenilor care lucrează. Și în lipsa resurselor, comparați numai ce a avut la dispoziție Solomon și ce avea la dispoziție Zorobabel. Numai darurile de bunăvoie date de David erau 3.000 de talanți de aur. Vă imaginați? Un talant de aur e cât trește un talant? Peste 30 de kilograme, da? Și 7.000 de talanți de argint, afară de pietrele scumpe și celelalte. Pentru mine, Solomon este un diriginte de șantier. Cel care a gândit templu, a visat templu, a desenat templu, cel care a adunat pentru templu a fost David. Pe inima lui era casa Domnului. Și din punct de vedere, sigur că Zorobabel putea să zică împreună cu Iosua, dar de unde să știm că Domnul te-a trimis? Și lui Zorobabel va spune, acești 7 vor primi cu bucurie cumpăna din mâna lui Zorobabel, care va pune cea mai importantă piatră în edificiul templului. Și atunci împlinirile profețiilor care vizau viitorul imediat erau dovada faptului că Zaharia nu este un visător. Veți vedea la sfârșitul cărții cum Dumnezeu va nimici pe proroci, pe visători din țară. Interesant.
Dacă cineva va proroci, cei din casa lui îl vor străpunge. Nu sunt proroc, sunt plugar. Am fost cumpărat din tinerețea mea. Cu alte cuvinte, nimeni nu va îndrăzni să zic așa vorbește Domnul la sfârșitul cărții Zaharia. Ce m-aș face eu fără arădenii? Eu am o altă întrebare. Ce șansă aveau totuși acești oameni întorși din robie să priceapă astfel de vedenii? Că noi încă ne certăm pe ele, în general, în lumea teologică. Iar ei, dacă e să ne gândim, puțin timp înainte, cu câțiva înainte, erau obișnuiți cu Ezechiel, care avea totuși niște vedenii, cel puțin la început, nu vedenii, niște acte profetice, acte, să zic, de teatru, care erau mult, mult mai aproape de cotidian, de înțeles, chiar dacă erau simbolice, erau mai palpabile, erau mult mai ușor de înțeles. Ce șansă aveau ei să priceapă așa ceva? Well, nu știu, dacă Dumnezeu îndrăznește să le vorbească despre astfel de lucruri, trebuie să fie avut vreo șansă. Dar faceți diferența între ei și noi. Ei sunt poporul unei singure cărți. Au crescut Marele Șema, toți copiii îl știau pe din afară, da? Cu alte cuvinte, ei cunoșteau legea. Eu cred că în Babilon, ca să-și păstreze etnia, integritatea națională, ei au trebuit să respecte Tora, cât o cunoșteau, legile alimentare pe care le aveau, ritualurile. Dacă până și 2 ani mai târziu vin o delegație din Babilon să întrebe, mai trebuie să ținem posturile care le-am ținut până acum? Cu alte cuvinte, ei erau legați într-un fel de Dumnezeu. Și atunci, gândiți-vă, când sunt alunecările astea profetice, aveau cărțile Isaia, aveau cartea Ieremia și vorbirile lui, aveau Daniel, aveau o mulțime de alte cărți, Daniel nu, Daniel vine un pic mai târziu, dar o mulțime de cărți, ba nu, vine mai devreme, numai se împlinește mai târziu Daniel. Și atunci, dacă ești obișnuit cu Scriptura, legăturile se fac mult mai ușor decât atunci când noi suntem obișnuiți de 50 de ani, mergem la adunare și în fiecare duminică auzim o altă predică, pe o altă temă. Când te gândești unde ai fost în ianuarie și unde ai ajuns în decembrie, tohu va bohu, da? Cu alte cuvinte, habar n-avem de unde venim și încotro ne ducem. Noi bifăm ritualuri religioase, suntem mulțumiți cu atâta. Și atunci e o mare diferență între ei și noi, e o mare diferență și eu cred că Dumnezeu n-a vorbit la întâmplare. Nu toți au plecat urechea. Nu toți au fost bucuroși. Este interesant când vorbește Hagai în ultima zi a sărbătorii corturilor. Parcă îmi închipui ce se întâmpla după sărbătoarea corturilor, toată lumea lucra în corturi, discutau împreună, se adunau la Ierusalim, sau nu știu unde au stat ei între dărâmături, dar Hagai se plimba de la un grup la altul. Și în orice comunitate există oameni pro și oameni contra, indiferent cu ce idee ai venit, nu? Mai ales românii. Și atunci, și în vremea respectivă, au fost oameni care au plecat urechea și au înțeles. Au fost oameni care au zis, treaba voastră. N-a sosit încă vremea pentru zidirea casei Domnului. Și ne vedem de ale noastre. Nu știu, Vale, ce să-ți răspund, dar eu cred că Dumnezeu nu vorbește în vânt, ci, din câte îl văd, le-a pus în traistă pentru toată perioada aceea de tăcere a lui Dumnezeu și ei sunt cei care l-au dus pe Mesia pe scena istoriei, chiar dacă nu l-au recunoscut. Și vom vedea în capitolul 9 de ce nu l-au recunoscut. Din pricina lunecărilor profetice pe care dacă nu le-ai înțeles și nu le-ai priceput, ai aștepta ca Dumnezeu să împlinească lucrul acesta pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta la alt. Ori s-ar putea ca în versetul următor tu să fii în escaton, așa cum se întâmplă în versetul 10 din capitolul 9. Și aceste alunecări fac profeția dificil de înțeles. Acum, ce trebuiau să înțeleagă ei? Indiferent când și cum își va împlini Dumnezeu planurile, noi ne bucurăm că suntem parte la aceste planuri, suntem credincioși în lucrul încredințat nouă. Eu cred că nimic altceva n-ar trebui să înțeleg nici eu. Nu știu ce va fi peste 50 de ani. Dar întrebarea mea este, ce fac eu astăzi? Ca cel puțin, ca pe vremea lui Iosua, bătrânii care vor trăi după mine să stea în cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e bătălia mea, e treaba Domnului ce va face în perioada judecătorilor.
în... Ce au înțeles ei? Când îi voi vedea, îi voi întreba. Cert este că Dumnezeu și-a împlinit planurile. Să înțeleg oare că Dumnezeu practic nu vrea să ne spună prin aceasta că noi nu suntem Dumnezeu, dar ne-a dat o mare onoare să fim conlucrători cu ei, cu El, pentru că dacă mă gândesc când au început lucrările templului în Zorobabel, au întrebat, vă mai amintiți de slava templului din tâi? Ei, dacă mă gândesc la slava templului din tâi, așa cum ați spus, era foarte simplu să se facă templu și să arate foarte bine, pentru că resursele nu trebuia să facă nimic, erau la îndemâna lor. Ori aici trebuia puțină muncă să se adune resursele și să un pic de zbucium. Și dacă ar fi să translatez în etapa în care trăim, oare nu după patimă urmează slava. Deci cam asta înțeleg eu. Nu știu dacă înțeleg bine. Mulțumesc. Dar textul din Hagai continuă așa. Slava casei acesteia din urmă va fi mai mare decât acele din tâi. Acum, dacă noi ne limităm la ziduri, da, pentru că acolo am pus aurul, argintul, diamantele și pietrele scumpe, în zidurile templului Solomon, eu nici nu pot să îmi imaginez cum poate fi slava casei acestea din urmă, afară de faptul că alunec prin planurile lui Dumnezeu, trec dincolo de Hristos, în care locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. Comparați, vă rog, templul care e trupul lui Hristos cu templul lui Solomon. Și atunci când citești profeția și vin și vorbesc despre împlinirile viitoare, la ora asta ridicăm un templu din ce avem. Dacă Domnul e mulțumit cu asta, noi lucrăm cu bucurie la împlinirea planurilor lui. Suiți-vă pe munte, aduceți lemn, zidiți casa, eu mă voi bucura și voi fi slăvit, spune Domnul. Îi spun de multe ori Domnului, Doamne, dacă îți ajunge ce am, îți dau cu bucurie. Dacă vrei mai mult, zi o vorbă. Nu? Zi o vorbă. Ori, cât de important este să fii credincios în puținul care ți este în mână acum. Și atunci, nu stați și vă plângeți împotriva situației din jurul vostru. Poate nu ești un factor de decizie, da? Dar acolo unde ești, ești extrem de important. Trezirile spirituale, dragii mei, nu l-au pornit împărații în secolele trecute, l-au pornit câteva bătrâne stând să se roage. Spuneți-mi, care dintre noi suntem împiedicați să facem treaba asta? Și atunci nu poți fi la cârmă? Mișcă lucrurile din spate. Lasă vântul Domnului să sufle în velele corabiei care poate acum e în derivă. Și în felul acesta eu încep să mă bucur și trăiesc o viață împlinită pentru că sunt acolo unde m-a așezat Dumnezeu. Fac ceea ce Dumnezeu mi-a pus în mâini. Dacă El îmi deschide ușa, mâine voi intra cu bucurie într-o altă etapă. Dar acum sunt aici și am asta în mâini și asta o fac cu bucurie și o fac ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Sigur că truda nu o evită nimeni. Da? Drumul spre slavă duce prin Valea Crucii. Te rog. Apropo de ce au zis și Vali, de ce ori înțeles ei, dacă mă uit și la ce ați prezentat dumneavoastră, ei trebuiau să ajungă să zidească templu. Un templu peste care nu se coboară slava lui Dumnezeu, un templu sau o sărbătoare de Iom Kippur care nu o găsim menționată, deci practic nelegiurile lor rămâneau acolo. Pe de altă parte însă, în versetul 2 cu 4, când le spune, el i-a zis, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune, Ierusalimul va fi o cetate deschisă din pricina mulțimii oamenilor și a vitelor care vor fi în mijlocul lui. Dar după aia văd pe Ezra și pe Neemia că zidesc zidurile Ierusalimului. Când? Și ce-or înțeles? Deci dacă stau să-l văd, Dumnezeu zice, zidiți templu, templu peste care nu se coboară slava lui, dar trebuiau să-l zidească.
zice, lăsați zidurile, adică, pardon, Ierusalimul va fi o cetate deschisă, Ezra și Neemia vin și închid. Și atunci, da, întreb când. Că am senzația că trebuie să facă ceva într-o parte. Nu, dar numai puțin. Dumnezeu nu le-a spus și ce ai spus tu. Zidiți templu că slava mea nu va coborî în templul acesta. Nu le spune lucrul acesta. Ci din potrivă, am promisiuni incredibile care par să fie iminente. Împlinirea lor să fie iminentă. Și zice, eu voi locui în mijlocul Ierusalimului. Ce suiți-vă pe munte, zidiți casa aceasta, eu voi fi slăvit, eu mă voi bucura. Dumnezeu le face promisiuni. Voi veni să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Nu le spune când. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu își împlinește planurile. Acum, asta este marea mea problemă. Eu aș vrea pe toate deodată, acum și aici. Și uit că nu Dumnezeu a intrat în planurile mele ca să fie limitat de puținul care sunt, ci eu am intrat în planurile Lui. Și dacă am intrat în planurile Lui, este normal ca să nu fiu parte din alfa, omega, la tot ce Dumnezeu face. Dar mi-a dat harul să fiu conlucrător cu El, cum spunea cineva, acum și aici, cu ce mi-a pus în mână. Eu îi dau peștișorii și pâinii. Nu hrănesc eu 4.000 de oameni. Hristos o face. Dar fără pâinii și peștișorii respectiv, toată lumea ar fi fost flămândă. Trimite acasă, Doamne, că e târziu și uite-te ce mulțime aici și nu avem ce le da. Avem 200 de lei, zice Filip, da? 200 de lei, 200 de dinari. Și atunci Dumnezeu le face aceste promisiuni încercând să le ridice ochii spre perspectiva împlinirii planurilor Lui la vremea Lui. La vremea Lui. Acum, pe măsură ce citim cartea, vom vedea că vine din ce în ce mai multă lumină cu privire la ce trebuie să întâmple, să răspundem la întrebarea când, Doamne? Păi cum să vină Dumnezeu? Țineți minte de Yom Kippur. Dumnezeu făcea ultimă strigare. Oricine nu se va smeri în ziua acesta trebuie să fie nimicit din mijlocul poporului său. Păcatele puse pe țapul pentru Azazel erau doar cele mărturisite. Pentru păcatele cu voia nu există soluție în Levitic. În toate cazurile spune care a păcătuit fără voie. În Numeri avem teologia și definiția păcatului cu voia. Dar dacă nu veneai la ultima strigare a lui Dumnezeu să-și las păcatele în cort ca să fie scoase afară, trebuia să mori și tu împreună cu țapul pentru ispășire. Și în felul acesta tabăra era curățată. Acum, când se va întâmpla, cum se va întâmpla, vom vedea în capitolul 5, este o imagine interesantă cu efa nelegiuirii care este dusă și pusă într-o casă care se zidea atunci în câmpia Șinearului. Deci, e adevărat, ce fac acum nu-i desăvârșit, nu-i ultimul lucru, nu-i finalul planului Dumnezeu. Întrebarea mea este, sunt bucuros să particip cu El, acum și aici, cu ce am în mână sau nu? Pentru mine, Hagai și Zaharia, astea au fost lucrurile care mi-au dat așa o bucurie imensă și o întrebare serioasă. Doamne, oare ce facem acum este în planurile Tale sau să-mi caut altceva de lucru? Și împreună cu Nora, când ne rugăm, aducem problema asta înaintea Domnului. Câți ani mai avem de trăit, El știe, poate zile, poate luni. Dar n-aș vrea să stau degeaba. N-aș vrea să stau degeaba. La vârsta pe care o am, la limitările pe care le am în trup și pe care le-a îngăduit Dumnezeu, vreau să fac ce atârnă de mine. Restul e treaba Lui. E treaba Lui. Cred că ne putem bucura de o pauză, așa că haideți să ne întoarcem la ora 11:30 în sală pentru următoarea vedenie.